De protecția jandarmilor ar fi avut nevoie și un englez, jucător de fotbal la o echipă din Selaj. Britanicul a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost lovit în cap cu un topor. Totul s-a întâmplat sâmbătă când fotbalistul a aflat că meciul de a doua zi a fost amânat, așa că a ales să se relaxeze alături de prieteni la un bar. Acolo s-ar fi luat la ceartă cu mai mulți indivizi de etnie romă, pentru că nu a vrut să-i ducă acasă cu mașina lui. Când el însuși a plecat de acolo, s-a oprit în apropiere de casele lor ca să le explice de ce nu i-a luat cu mașina. Bărbații însă au reacționat violent și l-au lovit cu toporul, după care i-au vandalizat și mașina. Sportivul căzut la pământ a reușit să se dezmeticească în câteva minute și să fugă. Acum este în afara oricărui pericol, dar se teme să depună plângere la poliție.